În cursul zilei de astăzi s-a desfășurat o amplă acțiune de ecologizare în cadrul proiectului România Limpede. Alături de acest proiect s-a alăturat și Asociația Mood of Life, fiind mereu implicată în acțiuni de acest fel. Câteva zeci de voluntari dintr-o Beta Turnu Severin s-au alăturat astăzi inițiativei de a participa la acțiunea de ecologizare în cadrul proiectului România Limpede. La acțiune au participat Asociația Mood of Life împreună cu Cătălin Mihăilescu. Alături de tineri voluntari, aceștia nefiind la prima acțiune de acest fel. Astăzi ne aflăm în zona portului Drobeta pentru o acțiune de ecologizare a malurilor Dunării. Acțiunea face parte din programul național România Limpede, un program organizat de Asociația Mai Mult Verde împreună cu câțiva parteneri naționali și susținut de Lidl România. Este cea de-a noua acțiune de ecologizare pe malul Dunării, ultima din acest set amplu de activități de ecologizare, alături de două acțiuni realizate pe apă cu caiacele. Este al doilea an în care programul se desfășoară la nivel național. Asociația Mood of Life, ca întotdeauna, a fost prezentă și anul trecut și anul acesta. Încercăm să atragem atenția populației cu privire la efectele nocive ale plasticului asupra ecosistemelor acvatice și încercăm să educăm tinerii încă de mici să ia atitudine vis-a-vis de această problemă. Totodată, alături de Asociația Mood of Life, s-a alăturat și directorul coordonator al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale ale Giurgiu, Alexandru Cojocaru, acesta fiind mereu deschis și implicat în acțiuni de acest fel. Vreau să felicit în primul rând tinerii de la Asociația Mood of Life pentru această inițiativă. Așa cum am spus, tot timpul voi sprijini cu tot ceea ce pot aceste acțiuni care sunt benefice pentru Dunăre, care sunt benefice pentru orașul și județul nostru. Sper să continue acest gen de acțiuni, noi să sprijinim în continuare cu tot ceea ce putem. Așa cum am mai spus, portul din Drobeta, Turnul Severin și Dunăre în general are un potențial foarte mare și poate sprijini la dezvoltarea economiei din orașul nostru, din județul nostru, din țara noastră. Tinerilor voluntari le-au fost puse la dispoziție mânuși de protecție și sași menajeri, iar directorul coordonator Alexandru Cojocaru le-a pus la dispoziție transportul deșeurilor colectate din zona portului Drobeta Turnul Severin. Ne aflăm astăzi într-un proiect numit România Limpede. Este un proiect ce se desfășoară în 9 orașe de pe malul Dunării. Este proiectul de ecologizare al malului Dunării, pe care eu împreună cu echipa mea din Mood of Life am decis să îl practicăm astăzi în orașul nostru. Consider că este foarte necesară pentru a trăi într-o lume mai curată și mai sănătoasă. E prima dată când participi? Da, este prima dată când particip. De cât timp ești în Asociația Mood of Life? De puțin timp, o lună, cred. Ce urmează să faceți astăzi în cadrul acțiunii? O să strângem deșeurile și gunoaiele atât de pe malul Dunării cât și de pe din jur. Pe lângă obiectivul de ecologizare, acțiunea are ca scop educarea și conștientizarea importanței protejării mediului și Dunării de efectele poluării. Briana, câți ani ai? 8 și fac 9 peste câteva luni. Și așa mică, de ce ai venit tu astăzi la ecologizare? Pentru că mi se pare interesant și nu vreau să stau plictisită acasă. E prima dată când particip la o acțiune de asta? Da. Ce o să faci astăzi? O să colectez gunoaie să ajut planeta ca să nu mai fie murdar. În zona Dunării este necesară cât mai frecvent, având în vedere că avem mulți turiști care vin pe Dunăre și pe lângă faptul că este o zonă plină de terase și majoritatea cetățenilor din acest oraș preferă să vină să iasă în fiecare seară, plus tineretul care scapă de căldura verii prin această zonă, se strâng destul de ușor gunoaiele. Cu siguranță, după aceste acțiuni, severinenii vor arăta mai mult respect pentru apă, pentru mediu și vor avea mai multă grijă cu reciclarea deșeurilor. Proiectul România Limpede va reveni an de an în comunitățile de pe malul românesc al Dunării, cu speranța că va motiva populația de a cultiva și a extinde grija pentru apele autohtone, esențiale pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor și mediului înconjurător.